Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Bă, Spider, și bine ați revenit la un nou video cu Mafia 3. Da, oameni buni, știu că ieri nu v-am pus un video cu Mafia 3 pentru că nu am avut timp să mai fac și Mafia 3, din păcate, pentru că am fost super, super ocupat, iar facultatea mi-o ocupă foarte, foarte mult timp. Probabil dacă mi-ați mai urmărit stream-urile știți exact despre ce vorbesc și probabil că oamenii o să ia de mine pentru că fură această mașină, dar nu mă interesează pentru că eu tot am să o iau și am să mergem la următoarea misiune, bine, următoarea jumătate de misiune pe care o avem pentru Vito. Și după aia mergem sus să-l vizităm pe taxul lui Dave sau cum vreau pe ăla care s-a dus săracu. Atât. Ne-am furat acest Mini Cooper sau ce-o fi broscuța asta. It's gonna be fun. Să fie super, super fun să ducem. Nu știu de ce, dar... ce arată mai bine acum, nu mai zici că vine apocalipsa. Ce arată totul, parcă zici că nu e încărcat nimica în jur. Bine, așa pare, dar probabil că e încărcat. Mamă, câtă viteză am făcut? 75 de mile la oră? Pf, bun. Broscuța s-a duce, nu glumă. Bă, dar ce frânare, stai puțin. M-am văzut și ce frânare. Mamă, deci uitați-vă la cât de penibil arată aici mașina asta. Lol, oh, vere, vezi că mă calci și nu-mi place. Dai, te-ți vorbesc cu el. Hello, hello. Vito sent me. Ia zi, boss. Yup, Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if you got to say so. Oh. Greco didn't pick Roy and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Ce mai vinde altceva? Cred că și-o care trafic de droguri sau ceva pe aici, dar văd că trafic de, țigări și alea și rom. Trafic de vicii. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some okay. I'll get him to talk. Deci merge să vorbim cu niște oameni. Ok, deci iar de astea micuțe. Bălării de astea micuțe. Ok, deci aparent am aflat puțin așa cu ce s-a ocupat Vito între timp. Deci Vito le-a avut cu de-astea cu foratul, le-a avut cu... angajat oameni la negru, ceva de genul. Văd că s-a descurcat cam foarte, foarte bine până acum. Adică săracul Vito a trebuit să facă și el ceva ca să câștige un bănuț, nu? Adică nu putea să ducă în Torino la un nightclub să facă și el un ban cinstit. Adică a trebuit să bage el de-astea, treburi de-astea mafiotești. Nu știu să le zic așa. Treburi de mafiot. Gata, mult mai bine. Nu inventăm cuvinte că după aia ne sare lumea în cap. Of, că mi-inveți copilul la prostii. Oameni buni, eu nu vă văd la prostii, nu? Bine, nu mereu, dar în general nu vă văd la prostii. Ok, frână bruscă. Ce mașina aia? Să mă gândesc ce vreau să fac. O, vere, de avea mai multe glanțe. Știam exact ce voiam să fac. Da, așa. Așa nu prea știu ce vreau să fac. Dar acum știu ce vreau să fac. Nope. Reîncarc-o. Ok, deci o să-l omor pe ăla. Tot. O, vere, nu. Vino înapoi. Hai. Wow, vere. Mamă, că nu mi-am dat la de healing. Stai că bossul e acolo, trebuie să scam mai întâi de fraierul ăsta. Oh, gata, l-am rezolvat. Acum hai să rezolvăm și boss-ul. Iată. Și poc. Sunt bun, frate, sunt bun. La tot ce înseamnă asta cu sniping, cu pistolul, sunt bun. Pa-pa-ra-pa-ra. Bani. O, biță asta vrea și niște glanțe, băieți. Voi nu dați niște glanțe? Prin băieți și nu dau glanțe pe aici. Da, băieți, asta este Mafia 3 variantă super, super speed edition. Adică, adică eu trec prin jocul ăsta ca prin brânză uneori. Asta îmi dă senzația. Ok, următoarea chestie, asta de aici. Ideea e că m-am prins puțin cum stă imaginația
artificialului din jocul ăsta, adică cum se descurcă NPC-urile și toate alea, și cumva m-am prins cum pot să-i păcălesc. Bine, probabil dacă o să-mi fac YOLO și în alte situații, cum am făcut acum, probabil că aș muri, dar nu știu sigur, să vedem exact ce și cum. După cum am văzut, sunt destul de nătrăi ăștia AI-ul din joc, e destul de... Bine, nu e ca și cum putea să-l facă cine știe ce deștept. Ok, hai să mai rezolvăm pe unul. Vere, nu vezi că eu sunt cu broscuța? Acord în prioritate, tu pe ăsta are broscuță. Va, vreau broscuță cu geamantane pe mașină. Bă, e ca la Pimp My Ride. Mă, că aici spune niște... Stai, de ce e în beci? Sper spune să ajung undeva în jos. Stai așa, stai așa. Urmărim săgeata și zice să parchez aici. Ok, hai să vedem. Am, deci nu știu, zici că e mașină de clovni. Atât. A, pe aici. Oh, ia uite-o. Bă, se dă draci. N-aș fi crezut așa ceva. Ok, văd acolo ceva ce bubuie. Sentry-ul acolo. Ah, sounds good. Ceva pe aici. Ok, nu văd pe nimeni. Trebuie să spargem și noi astea. Asta nu putem să spargem, să-l distrugem. Hai, cu am mâncat așa. Zdoi! What the fuck was that? Nu știu. Dacă vine ăsta încoace. Hai că tu n-ai văzut nimic aici cu capul. Well, that was a bust. Oh, ia fii atent ce-ai văzut acolo. Oh, fraiere. Încoace. Ne va adun ca pe ăștia. Ok, stai puțin. E ceva aici ce am nevoie. Ia asta. Vreau să detonez alea, poate îmi dă bani. Sau, pardon, consumă bani. Ok, vă păi acolo. N-avea cineva, stai. Avea cineva un sniper aici. Avea cineva sniper sau mi s-a părut mie? Nu, avea shotgun. God damn it. Avea cineva un sniper ce aranjam pe frere. Hai să dăm până aș putea să o iau, cred că dacă traversez pe acolo. Da, pe sentry-urile sunt puse așa. Și ar trebui să iau cumva pe aici. În apă. Nu veni încoace mâncața șochii. Ok, o să oprești la cutie. Reposez? Hai mă, du-te! Nu pot să ies, nu cred. Păi și eu cum fac acum, dacă vreau să ies la ăștia? Așa, gata. Tot. Am un verică. Mă duc pe ăsta încoace să-l aranjez. Vreau să fac pe Assassin's Creed-ul. Nu coace. Pss, pss. Nu coace, am una bună. Vezi, zic o glumă? Vrei să zic o glumă? N-am o glumă bună, dar poți să te mor pe tine. Nu coace. Îți zic o glumă. Ok, ți-am zis și ție o glumă? Uite că vine ăsta acum. Uite să... mai e centrul ăla acolo. Ok. Ăla nu mă vede, ăla e ratat. Ăla de partea aia n-are treabă. Mai e încă unul și încă unul. Dacă aș putea să... Nu, coace. E perfect că ăla nu ne bagă în seamă sub nicio formă. Și până pot să-l aranjez ușor. Păi că să-mi țin să-l aranjez bine de tot. Mă, ta! Ta și gura! Cruz! Gata. Bun. Aud un crocodil. Oh shit, nu l-am văzut pe celălalt. Wow, ce te-ai teleportat, vere. Atât. Vorbește. Taci, mă, urâtule. Gata. Sentria. A să mor tu. Ok, și cum ieșim noi repede de aici? Stai puțin, bani. Nu pot zic nu banilor de aici. Oh, ieșim pe aici. Și eu vreau să mă luăm următoarea, adică asta.
Mamă, nici n-am stat să analizez punctele, gen, bă, fii atent că l-ai cu risc ridicat, că stai cu... Na, veri, că de mergem direct. Mergem la sigur, știi cum e aia. Ce, mă, vrei să mergem în Italia să muncești? Da, mă, mergem la sigur, mergem la sigur. Opa. Chestii de pe jos. Ok, unde am ieșit acum că n-am mașină? Și trebuie să-mi fac rost de mașină și cred că am să iau pe aia de acolo. Băi, ce s-a făcut seara? Băi, ok, trebuie să recunosc, seara arată autentic. Seara arată seara. Nu zici că vine nicio apocalipsă, nu știu ce. Dar uneori, joc are tendința proastă de a face ca totul să zici că suntem în Mad Max. N-aiba să ne ia. E, nu mereu. La face uneori. Uneori, la anumite ocazii, wow, aici chiar mi-a zburlit alea cu ochii. Bere, mă las și pe mine să... Fac și la dreapta aici, mâncața și ochii, ție de frumos. Ok. Tot. Mă întreb dacă blochez jocul la 30 FPS, dacă se vede mai bine pe video și mă cam îndoiesc. Oh, very... Ok, rob the warehouse. No witnesses. Bine încoace. Ok, unul sus, unul acolo, 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 ok. A, e aceeași situație, stai așa. Hai să vină fraierul ăsta aici. Jos cu minte! Atât, să mă duc sus. Opa! Unde-i mă ăla? Ăla se distrează, hai după el. Atât. Șurel, șurel, șurel. Touch! Touch! Mamă, ce credeam că o să cadă. Ok, sunt 3. Sunt 3. Oh! Gata, mai am speriat alea că... Stai puțin! Gata! A fost mai simplu decât credeam. Bă, ce bun sunt, dă-mă naibii. A, nu stai, nu sunt alea care bubuie. Asta a fost șmecher. Tă-tă-tă-tă-tă, am toți banii. O, gata. Stai, mă. Te-ntreabă nimeni nimica. Ei, nu-și mai avem treabă. Pa, băieți. Mi-a făcut cea mai mare plăcere. Cine, ce? Cine are un pistol? Cine, ce? Ok, hai să vorbim cu ăsta. Cine ce are pistol? Ce? Eu n-am văzut nimic, ne vorbești prostii. Ce v-a spunea să fac misiune la Vito, că el ne dă legături în prins de ce s-a mai întâmplat în mafie, păi zdigănii de-astea? Bă, nu zic nu, probabil o să facem și asta. Wow, l-am luat cu forță pe băiatul ăla, direct în bombeu i-am dat-o, când s-ar zice. Dar și uita, mă, eu mă gândeam, bă, n-am nimic cu ce să arunc în ăștia, cu... Sfeclă cu ceva, după aceea o să uite, bă, stai puțin, eu am molotove, vere, eu am molotove, dar nu le folosesc, pentru că uit de ele, de-astea chestiile aruncabile, de obicei le uit în jocuri, bă, vezi că ai și de-astea pe care le poți folosi. Și de-aia zic, oh, stai că m-am dus puțin cam departe de ăsta. Ok, vere, suntem pe stradă, mergi pe stradă, nu pe parcare. Să-i frumos. Stai puțin, mi-am prins piciorul aici. Ok. Ok. Hello! Continue this case was removed the... Ok, am înțeles. Anybody follow you? Roy is rattled. Scared of Greco. Terrified of you. Heard he starts sleeping at the warehouse. The only place he feels safe. Good. Means I have an easier time getting my hands on him. Once he's taken care of, we'll move in. Vito will turn things around. You'll see. Da, nu mă îndoiesc. Bun, am terminat cu asta. Ok, ce mai avem aici? River Road Contraband Story Mission Confront Roy Treebergs. Ok, deci o să mergem să-l confruntăm pe ăsta. Oh, deci trebuie să facem gen mini stuff-uri ca să luăm mini chestii, să luăm mini who. Ok. V-ați prins, băieți. Nu trebuie să vă explic eu. Dar jocul ăsta are un mod foarte dubios de a te pune pe story mission. Deci pe scurt, ok, pentru ce că n-am înțeles ce facem noi acum. Să vă explic. Probabil ați văzut jocul ăsta în altă parte și probabil oamenii au încercat să vă explice, n-a reușit. Să vă spun eu părerea mea exact cum e jocul. Deci, noi încercăm să luăm tot orașul ăsta pentru mine. Dar, din păcate, nu pot să-l țin doar pentru mine. Pentru că sunt un singur om.
Și pentru că am nevoie de oameni ca să mă descurc, așa că mă folosesc de ajutorul lui Vito, de ajutorul lui Cassandra, probabil și altuia care o să mai fie mai încolo, probabil vrea și el ceva. Iar eu eliberez zone de sub mâna lui ăla care ne-a făcut praf atunci, pentru că am furat noi banii de la început. Și da, să nu, da, să nu ziceți că vă las să vă uitați la cum dau eu fail. What the fuck was that? Și ce a fost? Horoscopul. Fii atent, vino încoace. Vino încoace, hai la bobiță. Hai, cât s-arată bobiță una de pe care nu s-o afli niciodată. What kind of buff? Ăla se uită, face ceva? Hello, scâncești ceva? Eu nu știu încoace. Hai mă, sară, ce am făcut prietenul ăsta tău? Dar nu-i nimic, ok, doarme. Ha, mă, că tu ești supărat tare. Atât. Pam, pam, pararara. Ok. Vino cu ace. Hai să te aranjești pe tine. Mă, cum i-a aranjat pe aia de sus, te să iau până capătul ăla de acolo. E așa încetul cu încetul, unul câte unul și aranjez. Gata. Așa de jos n-am nevoie de ei, deci ar trebui să mă pe partea aia, să mă urc pe acolo. Să văd dacă mă vede cineva. Ok, e un sentry acolo sus. Pe care nu cred că o să-l bag în seamă prea tare. Ok. Păi pe băiatul ăsta de aici. Care are sniper, trăițar neamu. Na, nu pot să-l chem. Putea să-l snipez totuși, că nu mai putea să plecat. Din încoace, din încoace. Hai că nu te vede nimeni aici. Și-ați cu minte. Ok, care sentry? Sentry ăla de jos. Și ăsta de sus de aici. Să știu că intră înăuntru. Hai mă, intră odată. Gata. Pot să dau buzna după el. Vino încoace. Vino încoace. Hai să-ți dau una să te văd cum te cheamă. Atât. Every time we turn around, that colored fella's hitting us. Fucking dipshit. Vino încoace. I'm dead. We had something good here, but that piss sent Greco flushed it down the toilet and Olu. Now I'm dead. Hai că nu ne vede nimeni, că mai vine cineva acolo. Vino cu-a! Nu vine mă fraieros, pa da mă, hai că vine. Dau de-i sar mințele. Ho! Ho! Ho, hai să vorbim, nenică. Ce faci? Tell me what's going down at Roy's warehouse. Great. That sounds great. Whatever you say. My crew will be in touch. Oh, nice. Serios, s-a fost tot? Easy. Let's boys, na doua încercare. First try. De fapt, așa, gata. Sign to Vito. Necăz nouă banii. Eu nu-i colectez pentru că nu-i folosesc. Need you guys to secure the smuggling operation at the warehouse. I'll send them over. To stop you from busting more runners, more canals, unleashed one of his retaliation squads. Kill all the runners before they take you out. Sună periculos asta. Nice! Deci acum Marcano a trimis ceva după mine. Sună periculos. Hai mai pleacă de aici, boss. Ia să vedeți acum, vin 4 mașinuțe, 3 mașinuțe de astea albastre. Pam, pam, pam. A, nu mai vin 3 sau 4, vin direct 2 și s-au plictisit. They'll be like, ho ho, you? They'll be like, I don't care. Like Backstreet Boys, bro. I was in the 3rd Platoon Company C at a 614 tank destroyer. Happy Easter, Adolf, lol. Cum e asta? Păi stai puțin, cum vine chestia asta? Tu ai fost în armată și acum ești preot. Cum vine asta?
Preoții negri n-am să înțeleg niciodată. Limbach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had. Uh-huh. But there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just. Ce umbră e de bia sunt stâng? Asta că e un pac acolo. Ce șmecher arată mașina asta. Într-o fel mă face să vreau să mă joc Battlefield 1, deși nu l-am. Like talking about. This is what I'm talking about, man. Medals I got over there. Only way a man survives something like that is through the grace of God. Doesn't seem right celebrating a little piece of tin. No one knows I helped Lincoln except for you and John Donovan. Not that I'm keeping it a secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it. Ok, asta a fost interesantă discuția cu tanti preotul, nenea preotul. Ok, deci să mergem să vorbim cu Greco acum, get to Michael and Greco, meet Vito. Ok, zicem ce zice acest individ, deci ce avem acum ca misiuni? Deci avem, dă-te, vino, vorbește cu Vito și încă mai avem pe aia de sus cu care trebuie să vorbim cu ăsta, nu? Cu Burke. Hai să vorbim, cred că o să mergem să vorbim cu Vito, și așa e aproape. Hey Lincoln, that prick Greco threw me out of my ass. Didn't give a shit about. Da, didn't give a shit about whatever, da, știm cum e. Trist, additional health, you can take more damage now. Am primit mai multă viață. Deci nu e cu skill-uri de la vere, e doar așa, primești făcând misiuni. Ce obțin, sper că-s din story mission-uri, că te-ți fac 200 de quest-uri secundare doar ca să primesc un upgrade la mărât la nu știu ce chestie, că dacă e așa, am să mă ia toți dragi. Ok, Vito, pe spun că e mașină, da. E mașină nebună. Hei, Vito. Nu e mașină. Oh, aici e. Iută, mă. Greco's in that building at the end of the block. I don't know who is in there. He's probably face down a pussy right now. You got any muscle with him? Îmi place cum vorbește exact ca Mafia 2. Mă refer ca felul cum vorbește, nu cu, nu ca voce, că vocea știu că ce ești. Nobody kills that prick but me. Fuck. Those Marcanos guys. Oh god. Se duc după el. La o rezolvat, ce să mai. Uite mă că n-a ieșit. Oh, doamne, a început muzica. Fucking run. Hai că-l prinde, băieți, nu e nicio problemă. Ha. Hai mă că eu conduc, dă-te un că-l prind, fii atent. Vito, tu tragi, eu îl rezolv pe ăla, ok? Dă-te de aici. What? Stai ăla și-a pierdut mașina? Stai puțin, ăla, aia era mașina mea? Oh my fucking god, era mașina mea. Dă-te că mi-a plăcea mașina, era un Ford Mustang ceva pe acolo. Dă-te, verică. Dă-te că-l sparg, fac crize și spume. Dă-te că viți-o... Oh, God. Stai așa. Nu cred că țintez bine. Ok. Așa. Au bine, mă, că lumina soarelui e atât de frumoasă încât îmi orbește totul. Fițar cap al naibii de lumină. Băi, deci soarele ăsta e incredibil, veren. Nu mai văd nimica bine. Ok, deci trebuia să tragem și în spate, da? Nu vreau să trag spate, vreau să le iau pe ăla din față. Înceapă amului și spun că toată partea să fie cu content ID, pentru că muzică, FMM, YouTube, FMM, viață, FMM, joc. Fuck out. Hai, frate! Bine că m-am pus... Nu, e al nostru. Dă-te, vere. E al tău. Te mașina mea. Cum de încă trăiești? O, e al nostru. I-am tras în genunchi ăla.
Hai, Vito! Ok, stai așa. Om, dar rezistent, sunteți bun, la voar naibă de papagali. Stai, serios, mai ăla în spatele mașinii acolo? Gata, mă. Hai că l-am pus la pământ și pe ăsta. Hai, Veric. Zi tot ce ai de zis. Ce-am mai ce-am? Sunt moartea. Nu-i pasă de poliție? Eu, e în chiloți. Și ce mai era acolo? Mai avea ceva. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Bagă turbo. What happened? Oh, in. You crossed the wrong motherfucker. That's what happened. Now shut the fuck up. We got real police. Shut fuck the police. Gine apărut și ăla. Perfect, i-am amețit pe ea. Hai, Harbor. Oh, vai. Cum de nu s-au ciocnit ăia acolo? Nu, nu știu să conduc, Vere. Încerc, Vere, dar încerc să fug de poliție, ceea ce n-am făcut până acum jocul ăsta prea des. Bine, am făcut-o, dar nu în modul ăsta. Mă, dacă aș bura de pe pasarela asta într-un fel, n-ar fi o idee. Bă, vezi pe cine faci gorilă, tu șimpanzeu, dracu. Harambe a fost o gorilă nobilă. Back to your place. Yeah. Yup. Pull around to the chum shack in the back. And as for you, have a little dignity. Christ. Oh, vere. A scăpat? Păi nu mai murmuriți, mă. Don't want to get pulled over with this asshole in the back seat. Ok, ok. De ce mai murmuriți că ea? Ce se întâmplă? Ok. I really thought I might be done with all the Jimmy Cagney bullshit. But here I am. Bunny. Okay. I kind of figured you for more the Edward G. Robinson type. Look at you, kid. You know God's got a sense of humor too. It's sick as shit, but that motherfucker's got one. Hey. Toți ăștia care sunt super credincioși acum așa gen triggered. Triggered, jocul ăsta e satanist, gata, i-a zis-o. Nu mai putem vorbi de altceva. E ok. E ok. Ce s-a întâmplat? Eu a fost ok, mere. I-am prins pe toți acolo sub roată, ce altceva. Se putea întâmpla oricui. Doamne, cum am intrat în săraci aia oameni acolo, nu știu, deci... You cocksucker, motherfucker! Da, zic... You won't take Chang alive? Sau nu era Wang? Vum! Alea, vere! Aveți pe ce faci gorilă, vere, că... N-am roți foarte bune. Mamă, dar mai departe de ta nu puteam să mă ducă. Ok. Mă uite că suntem aici, așa. Greco. Un zgomot de mai scoți. Și te izbezi de sar capacele. De ce nu mi-am luat propria mașină? Ce a trebuit să iau boșina asta de mașină care a lovit-o? Oh, nice. Ții minte că Mafia 2 n-aveai bani să-ți cumpere mașină și acum ai atât de multe mașini lipite pe stradă și tot așa. Bine, și doi dacă stau să mă găsesc la pe stradă. Dar ce contează? Hai așa. Please! I didn't do nothing! Didn't do nothing? You were getting ready to fucking kill me! I was just doing what Uncle Sam... Mamă, uite cum arată! Nah, that fuck never liked me, I get it. But this? You never tried anything like this before. I don't... Come on, Mikey, why do you want me gone all of a sudden? Yazzie. He said you were a carpet bagger. Huh? Never should have been down here in the first place. Ow. Here is the squat of dinzi.
Scott's on you. Going, you got nine more. Fuck! Listen, Jesus, he was worried you knew about the casino. And so we're gonna play up to Leo and the commission. Leo. Answer the question. Uncle Sally's. You see that construction across the lake? He's building a casino over there. He wants to go legit. Turn this city into Las Vegas. Gambling's illegal. Yeah, no shit, it's illegal. Which is why he's paid a bunch of money to get the laws changed. Oh. I don't know. I don't know. I swear it. Saraco. Mom. Look, I told you what you wanted to know. You're gonna let me go now, right? Nope. Ce facem? Hai că îl spargem. Stupid fucking prick. I'll clean this mess up. No reason for you to stick around. Okay. Remember our deal. I'm expecting a cut of everything you bring in. Yeah, I know how this shit works. You'll get your money. Damn. It's a woman named Alma. Helps me out. Alma, nu-i tipa aia din Fear care era posedată? She talked to us, see if she needs anything. What the fuck, bro? Might be an easy way to bring in some extra money. Where's she at? At the warehouse. Oh! Mamă, dar muzica aia mă terorizează deja pe spate. Fish gotta eat like everyone else. Oh. I see. At what point did you become aware that Sal Marcano wanted to build a casino north of the city? Pretty early on. Michael Greco told Lincoln about it. And Lincoln Clay's plan was to specifically target various entities related to Marcano's casino plan? Yep. Between the bribes he was paying out to get gambling legalized and the money needed to pay off the commission, Sal was stretched pretty thin. So, Lincoln used that to his advantage. Forced Sal into making some extremely hard decisions. Decisions that would limit his options. Oh. Sună bine. I'm telling you, we make twice as much bread moving heroin as we would from a stupid fucking casino. Maybe three times. This ain't about the money. About the money. Right? All I ever heard from you is, don't give me no goddamn excuses, you understand? You pay me what's fucking owed. You think this a game, son? And it's my fault for playing along with you. We're not setting you straight. But it's not a game. This shit wears on you, grinds you down. I ain't had a decent night's sleep in 43 years. Ooh. Then after Lucho. Shit. But hey, we got the cocksuckers who did that. Every last one of them. Yeah, and your uncle's still dead, ain't he? Uh-huh. Yeah. You think sitting in that chair makes you special, huh? Somehow puts you above all the bullshit. But it's the opposite. All it does is paint a giant goddamn bullseye on your forehead. There's a price to be paid for all this, you understand? And I'm tired of paying it. Whoa. Mainly, I'm worried I'm going to get a phone call telling me you're dead in a gutter somewhere. Sună bine. Rog, cum o să moară și asta? What do you expect me to do, huh? Work the front door? Glad hand folks as they come on in, maybe give them a quick slap on the ass? Sună bine, poți face asta. And here, after a few years, after I know everything's settled down, you'll take over. Find yourself a nice woman. Give me some fucking grandkids. Lol. Sounds boring as fuck. It's the only way, son. The world is changing. Used to be people knew their place. Now everybody's screaming about equality. Now they all deserve a slice of the pie. Niggas. Aziz. Gooks, you name it. Aziz, cuvântul ăla rău. How we're doing things won't work in a world like that. Hopa. Un telefon. Yeah. Am primit mail. You come to me with something like this, Lou, you better be goddamn sure. Yeah. Ia zi, boss. Care e faza? Lincoln Clay is still alive. Mi-a plăcut reacția asta, încă e viu. Oh, căcat. Ei bine, da, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru această parte din Mafia 3. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta cu Mafia 3 and shit like this, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!